Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă invităm alături de noi pentru următoarea oră, pentru că avem de discutat lucruri foarte importante. Vom discuta despre activitatea Consiliului Local Petroșan, vom discuta despre Consiliul Economic Consultativ, un organism creat de curând la nivelul municipiului Petroșan, care probabil ar trebui să aibă un impact deosebit asupra vieții economice și poliție din municipiul nostru, și vom discuta despre un alt subiect care interesează pe toată lumea, și anume gara din Petroșani. Pentru a discuta despre aceste teme majore ale municipiului Petroșan, l-am invitat în această seară în studio pe domnul Pascu, consilier local al municipiului Petroșan. Domnule Pascu, bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care ascultă emisiunea. Pentru cei care nu știu exact, domnul Pascu este consilier local în actuala legislatură, face parte din grupul de consilier local al Partidului Social Democrat și este unul dintre oamenii care, vis-a-vis de cele trei probleme majore pe care le-am anunțat că le vom discuta în această seară, este direct implicat și poate chiar mai mult decât implicat. Așa că o să trecem la prima temă pe care am spus că o discutăm în această seară, și anume crearea acestui Comitet Economic Consultativ al municipiului Petroșani, la originea căruia se află chiar invitatul meu din această seară, domnul Pascu. Domnule Pascu, de unde această idee? Această idee, sigur că da, este născută din faptul că mineritul în vale, știm cu toții, pentru mineritul din vale, zarurile au fost aruncate și atunci ne trebuie o alternativă pentru a menține Valea Jiului la un standard economic și de viață și de societate. Am să vă întrerup pentru că ar vrea să dăm puțin timp înapoi, pentru că tot ați discutat despre alternative. Și dacă ne ducem în anul 1996, atunci când a început, de fapt, distrugerea mineritului din Valea Jiului, se discuta încă de la acea vreme despre viitoarele alternative ale mineritului din Vale și iată că au trecut de atunci 10 ani și nu s-a făcut nimic. Da, este trist și, așa cum am spus într-o ședință de Consiliu, avem la dispoziție cam 10 ani, cât o să mai dureze mineritul, până în 2025-2024, ca să facem ceva, să producem, să înșghebăm, să consiliem, să organizăm la nivelul municipiului Petroșan și al Văii Jiului. Acest Consiliu Consultativ Economic are o istorie singulară în România. În 2014 a apărut prima dată în municipiul Timișoara, dar mediul de afaceri a fost foarte greu de legat, cum o să vă spun și că e și aici la noi în Petroșani, și după câteva luni n-au mai fost ședințe, nu s-a închegat nimic. A reapărut mai puternic, dar sub cugirul primarului Timișoarei, în 2015, în ianuarie. După modelul acesta și după modelul câtorva municipii din sud-estul Europei, am plecat și eu la drum. Am mers din poartă în poartă la fiecare om de afaceri din municipiul Petroșani, aproximativ 3 săptămâni. Și am adunat 44 de oameni de afaceri, din mediul de afaceri, din mediul academic, universitatea, respectiv INSEMEX, și cu acești membri fondatori am făcut hotărârea de Consiliu. Acum, este foarte greu să revenim la întrebarea dumneavoastră, la vremea respectivă, despre viața de consilier și ce se întâmplă în Consiliul Local. Nu, despre asta o să discutăm mai pe îndelete în cealaltă parte a emisiunii. Dar acum ne raportăm strict la acest Consiliu Economic Consultativ, care este emanația dumneavoastră și ați spus de unde v-ați inspirat. Și acum v-aș ruga să spuneți telespectatorilor noștri cât de greu a fost să implementați acest proiect de hotărâre ca să-l faceți să devină practic. Propriu zis, după ce am terminat proiectul în scris și am avut semnăturile oamenilor de afaceri, vă dau cuvântul meu, unii oameni de afaceri m-au ținut câte două ore de vorbă și spuneau că acest proiect trebuia să se nască acum 20 de ani.
Poate nu era rău. Au fost oameni de afaceri care mi spuneau cu mâna pe inimă că fac afaceri de 17 ani în Petroșani, au peste 100 de angajați și primăria nu i-a întrebat odată ceva sau despre ceva. Și sunt multe lucruri de spus despre această problemă. Greu mi-a fost de înțeles de ce au trebuit să treacă 3 luni de zile ca să intre pe ordinea de zi în Consiliul Local. Deci este foarte greu ca să aduci aportul concret cu ceva dacă nu îi faci parte din grupul care este la butoane. Păi stați puțin, dar dumneavoastră nu ați fost la butoane niciodată, așa e, la Consiliul Local Petroșani în perioada de care vorbim, adică în actuala legislatură 2012-2016. Ați fost sau nu ați fost luată la butoane? Mă refer la grupul PSD. Butoane spus în ghilimele. Absolut, toată lumea înțelege ghilimele de rigoare. Și cu atâta mă rezum doar la atâta. La ghilimele. Deci ați de rămas numai cu ghilimelele, exact, nu cu butoanele. Butoanele exact. Au fost la alții. Asta înțeleg eu. Dacă spuneți că mă rezum numai la ghilimele, eu înțeleg că butoanele au fost la alții și dumneavoastră rămâneți cu ghilimele. Bun. Domnul Pascu, cine face parte din acest Consiliu Economic Consultativ? Tot ce înseamnă mediul de afaceri, adică în afară de, să zic, n-am umblat după oamenii de afaceri care au un chioșc. Am umblat după mediul de afaceri care, din producție, servicii sau turism, care au cel puțin 7-8-10 angajați. Așa. Și... deci ar fi o categorie de oameni care fac parte din acest Consiliu Economic Consultativ și anume oamenii de afaceri. Oameni de afaceri. Așa. Care în afară... au angajat aproximativ 4.000 de oameni. Deci, în total, oamenii de afaceri aproximativ din municipiul Petroșani, care fac parte din acest Consiliu, da, Consultativ, au în jur de 4.000 de angajați. Exact. Deci e o întreagă forță, exact, umană și productivă și economică în același timp. În afară de oamenii de afaceri, ce alte categorii de oameni mai fac parte din acest Consiliu Consultativ? Din mediul academic avem de la universitate. Deci înțeleg că aveți o colaborare foarte bună cu Universitatea din, da, Petroșani, și de aici fac parte cine? Doamna Codruța, Dura Codruța, prorector. Nu știu acum după alegerile astea ce funcție... Nu mă refer neapărat la persoane anume, la funcții, ci... Doamna profesor Băileanu Virginia. Deci probabil niște cadre universitare care au tangență cu mediul de afaceri, cu activitatea, da, privată și cu tot ceea ce, exact, înseamnă existența acestui Consiliu Consultativ, și care probabil are niște meniri. Care să pot implica în... să-i ajute, să-i sprijine pe oamenii de afaceri. Adică să vă acorde o asistență științifică, probabil că dânsii se ocupă cu cercetare, se ocupă cu studii de piață, se ocupă cu toate celelalte probleme și sigur, corect, vă acordă un sprijin sau o logistică intelectuală deosebită pentru asta. Spuneți-mi, un asistent de la Universitatea de Arhitectură de Timișoara. Așa, în afară de cadre universitate, oameni de afaceri, probabil că din acest Consiliu mai fac parte și consilieri, nu? Proiectul de hotărâre de Consiliu a fost gândit ca din acest Consiliu Consultativ Economic să facă parte 3 reprezentanți ai Consiliului Local, corect, și un reprezentant al administrației publice locale. Adică un reprezentant al primăriei. Al primăriei, pe care îl va desemna primarul municipiului, care spre... Pentru că nu este desemnat. Dânsul spune că în lipsa primarului la ședință va fi administratul public, va fi mandatat să reprezinte. Da, înseamnă că tot este un pas înainte și aveți sprijin și din partea primăriei. Domnul Pascu, ce se vrea de fapt acest Consiliu Consultativ Economic? La început... Deci, sigur, dumneavoastră l-ați creat, ați făcut proiectul de hotărâre, hotărârea a fost aprobată în Consiliul Local, a devenit aplicabilă, a devenit practică. Ce urmărește acest Consiliu Consultativ Economic? CCE-ul ăsta, cum îi zicem mai nou pentru a scurta, s-a constituit pentru a fi o voce ce poate contribui la dezvoltarea economică a municipiului în colaborare cu administrația publică locală. De fapt, munca acestui Consiliu Consultativ Economic e ca să vină cu propuneri către administrația publică locală, cu propuneri în vederea dezvoltării economice a municipiului Petroșani.
Și probabil în vederea sprijinirii de către administrația publică locală a mediului de afaceri, pentru că până la urmă și la urmă mediul de afaceri este un mediu care uzitează de forța de muncă a municipiului, este un mediu care contribuie la bugetul local, este un mediu care asigură dezvoltarea și continuitatea activității productive și economice la nivel de municipiu. Și probabil că administrația publică este cea care trebuie să sprijine acest mediu. Corect ce spune noastră. În afară de propuneri și idei pentru menținerea, pentru dezvoltarea economică a municipiului și cu sesizări pentru ca mediul, acest mediu de afaceri să fie sprijinit de administrația publică locală. Pentru că sunt foarte multe, foarte multe probleme. Acum, polii de dezvoltare economică sau parcuri industriale în municipiul Petroșani sunt puține. Uitați ce, în ce hal arată sau în ce, în ce, cum arată parcul industrial, vestitul parc industrial Ivezeni, dar avem un pol de de parc industrial pe strada fabricilor la Livezeni, pe strada Morii Petroșani, în colonie, și este foarte... Și oameni... zona Dâlja, nu? Că și acolo este tot un fel de parc industrial, nu? Da, și... Eu nu le știu pe străzi, le știu pe zone. Și oamenii de afaceri au spus în ședință direct primarului urbei că accesul la aceste parcuri industriale, zone industriale a municipiului, e foarte greoi. Țurpi mașinile de transport, marfă sau... De ce? Este vorba de infrastructura rutieră? Infrastructura, sigur, adică da, infrastructura rutieră e înapoiată rău de tot. Parcă nici nu-ți vine să crezi că au trecut 26 de ani de la Revoluție. Și au solicitat în ședințele, în cele 4 ședințe care le-am avut până acum a Consiliului Consultativ Economic, să fie administrația să se implice pentru a rezolva infrastructura și a-i sprijini în sensul acesta. Acum, acest Consiliu are și un regulament. Unul din punctele regulamentului e foarte clar, nu se face politică. Am avut și un aspect care a fost corectat în cadrul ultimei ședințe, respectiv primul președinte a acestui for a fost domnul Rus Adrian, care s-a lansat într-un proiect politic și atunci, sigur că da, dânsul a înțeles, să facă pasul s-a lateral. Făcut pasul lateral și noul președinte este domnul Fulga Constantin, un om de afaceri serios, care își cere scuze că nu a participat la această ședință dintr-un motiv foarte clar și răspicat. De 10 ani de când mai face politică, nu mai a ieșit pe sticlă. Și își respectă acest... Da, sigur, este opțiunea dumnealui, dar poate că, având în vedere faptul că, intrând la președinția acestui Consiliu, a devenit persoană publică, nu mai are această scuză. Dar spune că va face tot ce poate este pentru... Este persoană publică prin deținerea acestei funcții. Și atunci, pentru că acest Consiliu Consultativ face parte din Consiliul Local și dânsul, dacă este președinte, înseamnă că a devenit persoană publică și trebuie să-și încalce jurământul dacă l-a făcut față de cineva. Și să apară pe sticlă, să spună oamenilor cu ce se ocupă acest Consiliu, ce are de gând să facă, ce a făcut și așa mai departe. Pentru că îmi pare rău. Dar din moment ce îți asumi președinția unui organism public, trebuie să devii public. Nu poți să stai în umbră. Da? Deci am lămurit și cealaltă categorie. Altcineva nu mai face parte din acest Consiliu Consultativ, în afară de oameni de afaceri, reprezentant primărie, reprezentant Consiliul Local, reprezentanți Universitatea din Petroșani și probabil că mai fac parte și oameni din structurile conducătoare ale instituțiilor cu capital de stat, cum este INSEMEX-ul, a zis. Da, INSEMEX-ul, Complexul Energetic Hunedoara și așa mai. Adică, cu alte cuvinte, acest Consiliu Consultativ este o grupare care reunește toți factorii decizionali cu implicații directe în dezvoltarea economică a municipiului Petroșani. Domnule Pascu, de când funcționează acest Consiliu Consultativ? A avut vreo inițiativă legislativă, ca să zic așa, pentru Consiliul Local sau vreo solicitare
vreo intenție de a crea un proiect de hotărâre care să vină în sprijinul dezvoltării economice a municipiului Petroșani? Da. În ședința din decembrie, Consiliul Consultativ Economic prin vot, dintr-un număr de 22 de propuneri pentru bugetul 2016 al administrației publice locale, așa, s-au votat 5 propuneri de investiții, dintre care se vor realiza 2. Deși cum unii au vrut să înțeleagă că va fi un război între acest CCE și primărie, noi vrem ca să le rupem această stare de spirit și să înțeleagă că CCE-ul dorește o colaborare, nu un război cu primăria. O colaborare deschisă, că numai prin acest mod de a pune problema se pot rezolva multe situații din mediul economic și municipiului. Mi se pare absolut o chestiune normală să nu fie în război cu primăria, pentru că de fapt a fost creat ca împreună să ajute la dezvoltarea economică a municipiului Petroșani, pentru că și primăria și acest Consiliu Consultativ au un singur scop, nu? Să mergem mai departe ca municipiu, să avem o viață mai bună, să avem o industrie dezvoltată, ca lumea să trăiască mai bine. Nu văd de ce ar trebui să fie în opoziție. Dacă este perceput de către primărie ca investiție, înseamnă că nu și-a atins, ca opoziție, pardon, scuze, înseamnă că nu și-a atins scopul. Da. Și facem încă pași în sensul acesta pentru a crea o lumină exactă și să nu fie altfel înțeleasă de, și dintr-o parte, domnule Chirvasă, și dintr-o cealaltă parte. Că nu este pădure fără uscături și într-o gândirile sunt. Cum e? Acum că vine primăvara, trebuie să fie cât mai puțină uscătură și mai multă verdeață. Corect. Nu? Că toți suntem în preajma lui 1 martie. Cele 5 propuneri au fost ale mediului de afaceri, pregătirea parcului industrial Ivezeni pentru posibili investitori, respectiv accesul, infrastructură, gaz. Da, aici iar o să vă întrerup, dacă tot, să le discutăm pe fiecare în parte. Deci dacă n-ați să spuneți de parcul industrial Ivezeni, că trebuie pregătit pentru investitori, ce înseamnă asta? Că ăsta ar trebui să fie pregătit în orice secundă ca orice investitor care vine să beneficieze de acele utilități minime. Curent, apă, canalizare, hală de producție și așa mai departe. Acum, nu e așa. Este sigur că da, aveți dreptate. Eu ca și cetățean neutru, să spun așa, al municipiului Petroșani, care nu mă duc să văd cei cu parcul industrial de la Livezeni, am această percepție despre acest parc industrial, pentru că întâmplarea face să știu care a fost scopul acestor parcuri industriale și am această percepție că acesta este pregătit în orice secundă pentru un potențial investitor care îl apucă de amblau să vină să investească în municipiul Petroșani. Și acesta nu trebuie să facă nimic altceva decât să vină să-și ocupe locul pe care și-l alege din acest parc industrial. Sau dacă am percepția greșită, îmi cer scuze față de cei care se ocupă de acest parc industrial și față de mine îmi cer scuze că nu m-am mai documentat, că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel decât ar fi normal și firesc să fie. Că totuși suntem în anul 2016 și ar trebui să fie așa cum trebuie să fie, că de aia facem parte din Uniunea Europeană, nu să fim cenușăreasa Uniunii Europene, așa cum vor unii care întâmplător, ci că conduc o urbe, o comunitate sau altceva mai mare sau mai mic. Aveți dreptate, este trist, după 26 de ani, că trebuie repetat cuvântul, începutul ăsta de frază, Parcul Industrial Livezeni este doar un nume. Faptic, e o situație jenantă, în primul rând, ca acces, și după aceea bălării și... Păi domnul Pascu, și asta în curtea cui este? Dumneavoastră mă provocați ca să... Mă gândesc că al Ministerului Economiei nu este. Nu? Al Consiliului Județean nu poate să fie. Al Prefecturii nu poate să fie. Atunci al cui este, domnule? Oare nu este al Consiliului Local? Acum m-ați provocat și trebuie să vă zic... Eu nu vă provoc, domnul Pascu. Exprim și eu nedumeririle, da, față de niște enormități pe care le aud că se întâmplă în urbea mea, în care trăiesc de atâția ani de zile, și care n-ar trebui să existe. Acum, sigur că da, alternativa mineritului cu turismul
a fost, din punctul de vedere al meu, al omului tehnic, un eșec total, în primul rând, ca și gândire. Vedeți țări dezvoltate, ca și Grecia, bazată numai pe turism, în ce situație a ajuns. Turismul nu poate să țină economic o zonă. Un procent, da, dar nu o zonă, o țară. Și atunci, sigur că da, îmi pun întrebarea, nu mă pot dumiri, de ce ne-am cățărat sus în munte cu atâta energie și forță și cu banii împrumutați și cu resurse, când la noi avem aici, în Petroșani, atâtea și atâtea probleme. E greu de explicat. Cineva probabil că o să dea explicații odată și odată. Deci noi insistăm pe pregătirea parcului industrial Ivezeni. Acum nu vă zic ce discuții s-au produs, dar noi asta vrem. Modernizarea drumului de acces și montarea iluminatului stradar în zona de intrare. Adică să nu spuneți că nu are nici iluminat. Adică nu, chiar nu vreau să cred. Uite, eu am fost... Sunt om în vârstă și nu vreau să cred chestia asta. Adică, poate că invităm într-o zi postul capital în zona aia. Poate s-ar fi spart becurile între timp și nu l-am mai montat. Ar fi bine de făcut un reportaj al postului de televiziune capital în toate zonele de industriale ale municipiului, să vedem starea lor. Pentru că starea acestor zone poate ca să ne prezinte în față lumina și calea dezvoltării economice, care e greu de imaginat. Al doilea punct, reabilitarea termică și eficientizarea energetică a clădirilor, liceilor și școlilor din municipiul Petroșani. Pe acest punct va intra în bugetul 2016, vor fi și ceva fonduri de la Uniunea Europeană, activate prin proiectele administrației publice locale. Al treilea punct solicitat de mediul afaceri, realizarea unui program al sezon de evenimente periodice pentru promovarea specificului local. Numai se adună, oamenii au plecat de afaceri implicați în turism, au discutat problema asta că la bâlciurile care se fac în Petroșan vin tot felul de oameni meșteșugari sau așa de alte culori, care nu reprezintă un festival sau un târg autentic. Pe când noi avem aici atâta civilizație, atâta cultură și noi coborâm de pe deal organizat în anumite festivaluri al lânii, al brânzei și așa mai departe. Deci noi avem niște tradiții, dar cei care vin au devenit ei o tradiție, dar care nu e a noastră. Noi. Nu? Corect. Cam și atunci, vrut să spuneți, nu? Atunci oamenii de afaceri spun să promovăm ce avem aici și să îi ajutăm pe oamenii pe localnicii. Da, domnul Pascu, aici o să vă pun o altă întrebare. Iar o să ziceți că vă provoc, iar o să ziceți că vă încurc. Dar eu nu vreau să vă încurc, ci vreau să lămurim niște lucruri. Dar oamenii ăștia de afaceri care fac parte din acest Consiliu Consultativ, ei vin numai cu păreri sau se și implică pentru a realiza aceste chestiuni? Pentru că dacă vorbim despre târguri tradiționale și toate celelalte, păi cei care trebuie să se implice în mod direct și care să le realizeze, trebuie să fie chiar acești oameni de afaceri care nu toți sunt în industrie. Marea majoritate sunt în comerț, servicii în și servicii, comerț, turism, în alimentară și în toate celelalte. Da. Și ei ar fi cei care trebuie să vină să facă aceste chestiuni tradiționale, pentru că așa, dacă ne transformăm toți pe post de soacră și acest Consiliu Consultativ devine un fel de soacră care numai dă din gură și spune că hai să facem și altcineva să facă și nu se implică, înseamnă că n-are rost. Că așa și noi, cetățenii de rând, 2, 3, 4, 5, putem să venim și să spunem, domnule, și eu ar vrea să se facă asta, să se facă asta, dar nu fac nimic pentru chestia asta, mă spun. Da, aici, la ce spuneți dumneavoastră, ei solicită să fie consultați de administrația publică locală și împreună cu administrația publică locală să realizeze acest program de eveniment. Așa parcă mai vine de acasă. Înțelegeți? În sensul ăsta, adică, pentru că niciodată adică primăria ei sunt, nu... ei sunt dispuși să facă chestia asta, dar nu sunt solicitați, exact, înțelegeți de la dumneavoastră. Niciodată n-au fost solicitați. Păi, domnule, și atunci dumneavoastră, ca și consilieri acolo locali, de ce nu-i solicitați, domnule? Sau trebuie să-i solicite numai primarul? Eu mă gândesc că nu. Este... Pentru că, până la urmă și la urmă, forul legislativ sunteți dumneavoastră, Consiliul Local. Da. Primarul este cel cu aparatul
de specialitate care trebuie să execute ceea ce spune Consiliul Local. Da. Sau dacă greșesc, îmi cer scuze și față de Consiliul Local și față de primar. Și administrația publică locală este executivă, aveți dreptate, și noi, Consiliul Local, suntem legislativul care aprobăm toate documentele de acțiune și de lucru a administrației. Al patrulea punct, realizarea unei bănci de date profesionale a forței de muncă de Petroșani și necesarul de resurse umane pe profesii. Oamenii de afaceri, nu că s-au plâns, ridică problemele unei forțe de muncă necalificate, vor o legătură cu primăria și cu liceele de profil din Petroșani, sunt de acord ca să facă contracte de muncă cu programe, cu aceste licee de practică, să pregătească. Nu au sudorii, nu au electricienii, nu, și în servicii, elevii care termină nu sunt pregătiți, și să facă o practică și, în urma unor contracte, acești elevi să rămână aici. Da, asta presupune ca oamenii de afaceri să creeze acele ateliere școală în care elevii de liceu pe care vor să-i angajeze să facă practica în cadrul întreprinderilor lor, și atunci, sigur, pot să facă această chestie, dar așa liceele, după câte știu eu la ora actuală, nu au capacitatea să aibă acele ateliere școală care să se muleze pe profesiile ce sunt necesare mediului de afaceri. Și atunci ei ar trebui să vină cu această inițiativă la licee și să spună: bă, fraților, uite, eu am atelier școală și copiii dumneavoastră trebuie să vină acolo. Dar ne oprim aici, reluăm discuția după o mică pauză de publicitate. Vrei ce e mai bun pentru copilul tău? Înscrie-l la școala noastră! Școala Generală Avram Stanca, structura Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani, cea mai bună unitate de învățământ din județul Hunedoara, și-a deschis porțile pentru înscrierea celor mici în clasa 0. Avem la dispoziție 4 clase 0 de limba română, dar și o clasă de limba maghiară. Ne găsești în centrul civic, iar școala noastră se mândrește nu doar cu elevi de nota 10, ci și cu profesori de excepție. Te așteptăm pentru înscrieri de luni până vineri între orele 8 și 18 și sâmbătă de la 9 la 13. Aveți nevoie doar de certificatul de naștere al copilului și de buletinele părinților. Cea mai nouă școală din Petroșani te așteaptă pentru a-l pregăti pe cel mic. Oferi spre închiriere spațiu comercial situat în Petrila, strada Cimpa, numărul 55A, chiar în stația de maxi-taxi. Spațiu cu o suprafață de 50 de metri pătrați, dotat cu rafturi, centrală termică și sistem de alarmă. Pentru informații, sunați la telefon 0722 296 078. Ca să fii printre românii care se fac auziți, de la primele dureri în gât, ia Faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor, grăbind vindecarea. Faringosept, acum disponibil și cu aromă de scorțișoară mentă rom. Dai o notă de eleganță evenimentelor din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat.
Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sunt Luche de la Lupeni și vă invit în fiecare joi, de la orele 18:30, să petrecem împreună românește cu muzică bună, aici la Capital TV. Societatea comercială BRT Trust angajează fierari betoniști, dulgheri, deservenți, utilaje, construcții, muncitori calificați, finisaje interioare, exterioare. Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0723 324 791, fax 0254 515 147, mail brttrust@yahoo.ro, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Am revenit în direct alături de invitatul nostru din această seară, domnul consilier local Viorel Pascu. Domnule Pascu, rămăsesem la discuția despre acest Consiliu Economic Consultativ și vorbeam despre acele ateliere școală pe care oamenii de afaceri ar trebui să le pună la dispoziția elevilor cu care vor să încheie contract, pentru că aceștia să aibă unde să facă o practică productivă direct interesată pentru ei și, sigur, pentru investitorul care face această chestiune. Și o altă chestiune pe care vreau să vă pun pe tapet este dacă nu cumva, legat de forța de muncă și de asigurarea forței de muncă pentru mediul de afaceri, ar fi bine ca în acest Consiliu Consultativ să includeți și Agenția Locală de Formare și Ocupare a Forței de Muncă. Petroșani, ce ziceți? Referitor la prima întrebare, oamenii de afaceri sunt dispuși ca să realizeze o legătură durabilă, de durată, cu liceele din Petroșani pentru pregătirea acestor elevi la locul de muncă, pentru că altfel nu ar fi propus acest punct pentru administrația publică locală. Dar în trioul mediul de afaceri, primărie, liceele, colegiile tehnice, să se realizeze acest lucru. Și sigur că, da, referitor la cea de-a doua întrebare, este pur și simplu nu m-a tangențiat această problemă și mâine vă promit, mi-am notat, mă înființez la agenție cu acest proiect. Adică ei sunt cei care au la îndemână perfect toată forța de muncă disponibilă. Perfect. Da. Domnul Pascu, ne oprim aici despre acest Consiliu Economic Consultativ. Sper că telespectatorii noștri au înțeles că există, au înțeles că funcționează, au înțeles care este scopul și menirea lui și, sigur, de aici încolo urmează să vedem rezultatele pe care, cu siguranță, dumneavoastră sau noi le vom aduce la cunoștința telespectatorilor. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac un apel pe această cale, să invit mediul de afaceri ca să aducă alți oameni de afaceri alături de noi, din cei membri fondatori, cei care au devenit ulterior, pentru a da putere acestui Consiliu. Un om de afaceri spunea: domnule Pascu, dacă vin 5 la ședință, e un început, dar am vrea să fim mult mai mulți pentru a da importanță și a dezvolta această urbe. Să trecem la cea de-a doua temă a discuției noastre din această seară și anume activitatea dumneavoastră în cadrul Consiliului Local. Și am să vă pun o întrebare simplă, banală și cu multe înțelesuri. Domnule Pascu, e grea viața de consilier local? Că lumea o privește ca pe o binefacere, o privește ca pe o mană cerească sau o privește ca pe un dar venit de sus? Pentru un consilier care vrea ca să
facă ceva pentru sevenii care l-au ales, vrea să ducă la bun sfârșit niște proiecte, e mai greu ca în minerit. Eu am lucrat cu rezultate excepționale în minerit, cu profesionalism și trebuie să vă spun cu una pe inimă că mi-e mai greu ca și consilier decât în activitatea de subteran. În hățișul acesta de grupuri... Adică vreți să spuneți că e mai greu la suprafață decât în subteran? Da. Argumentați, vă rog. În hățișul acesta de grupuri care sunt la butoane sau trec pe lângă butoane sau sunt direct implicați în butoane, este greu ca să înțelegi de ce îți trebuie 7 luni de zile ca să repari un podeț într-o comunitate, într-un cartier. De ce îți trebuie 6 jumătate de an ca să toaletezi niște copaci? De ce îți trebuie 3 luni de zile ca să-ți intre proiectul cu constituirea Consiliului Consultativ Economic al municipiului Petroșani? De ce îți trebuie 4 luni de zile ca să-ți intre pe ordinea de zi niște proiectele de hotărâre pentru a decerna titlul de cetățean de onoare unor distinși oameni care s-au născut în acest municipiu? Și lucrul ar merge mai mult de a fi explicat, dar mă opresc aici. Da, totuși spuneți dumneavoastră că e mai greu la suprafață decât în subteran și mai ales în Consiliul Local. Dar cu toate astea, domnul Pascu, sunteți unul dintre consilierii care ați reușit să impuneți niște proiecte de hotărâre și să devină hotărâre ale Consiliului Local. Totuși a fost posibil. Ai povestiți-ne ceva despre aceste hotărâri care au... Cu mult zbucium... Care au devenit hotărâri. Cu mult zbucium și cu mult consum. Deși la început mi s-a părut cam în față o administrație publică locală elegantă, primul meu proiect, când am intrat în 2013 în locul domnului Simota, a fost, cu o mică paranteză, mergând la mama la Banat, trec prin o mulțime de sate până lângă Caransebeș. Orice sătuc comună prin care trec are un ceas care arată ora, data, temperatura și urează o zi bună cetățenilor urbei. Și noi n-avem așa ceva în cel mai mare oraș din Valea Jiului. Și am venit cu problema aceasta. În prima lună s-a și votat și în 2014 s-a realizat ceasul care știe toată lumea în sensul giratoriu spre Parâng. Următoarele proiecte au fost un infern, și despre ce e vorba, parcările de biciclete, suporții de biciclete într-o lume civilizată. Am văzut oameni care își legau bicicleta de punctele de semnalizare auto sau de gardurile metalice. Și sigur că am venit cu propunerea aceasta, care trebuia să meargă și în licee, pentru a încuraja mersul pe bicicletă. Au trecut câteva luni până ca să intre, dar până la urmă a intrat, că s-a înțeles și din faptul că, dați-mi voie să vă zic, cu una pe inimă, am o scrisoare către instituția prefectului, de 2 ani o țin, cu gândul că tot îi dau drumul la cât mă consum pentru a pune în aplicare proiecte care nu sunt pentru mine personal ca să realizez ceva, pentru comunitate. Toate scările de beton, începând de la din cartierul Colonie spre oraș și în oraș, și aici pe lângă noi sunt, pe lângă postul de televiziune Capital, sunt niște scări, a fost proiectul care l-am propus pentru primăria. Dar mai am încă proiecte care se leagă de Consiliul Consultativ Economic. Ce facilități aducem noi pentru investitorii care vin aici? Nu avem niciun fel de facilitate. Aș vrea să înțeleg, când administrația publică locală stă la masă cu un investitor, ce îi propune? Că trebuie să vină cu ceva. Dom'le, vin să investesc aici. Fac 50-100 de locuri de muncă. Ce mă oferiți? După modelul municipiilor Brăila, Galați, Satu Mare, Oradea, Arad, Oradea, am realizat un regulament de facilități fiscale, așa numitul ajutor de minimis,
pentru investitori. Și l-am în așa fel încât la o sumă mare și peste 100 de angajați într-o zonă anume a orașului CED, un investitor poate să nu plătească sau să obțină până la 200.000 de euro în funcție de suma investită din reducerea de taxe și impozite pe terenuri și clădiri. No, proiectul acesta de 4 luni de zile așteaptă și până la urmă mi se răspunde că nu se poate, că sunt niște articole abrogate și vă dați seama, se leagă de niște nimicuri absolut. Păi și efectul se vede, că avem atâția investitori veniți în... Care nu le putem discuta, și aveți dreptate aici. Nu, avem atâția că nu mai avem loc de ei. Da? Haideți să nu mai vorbim despre Consiliul Local. Să trecem la... Că mai avem puține minute și se termină emisiunea și nu să reușim să epuizăm, de fapt, cel mai important subiect al acestei seri până la urmă și la urmă, și anume Gara din Petroșani. Gara din Petroșani, care pentru dumneavoastră a devenit... Ce este? Este o nostalgie? Este o... O preocupare extraordinară, pentru că sunteți singurul din cei 26 de ani care au trecut, singurul consilier local care a încercat să facă ceva și pentru această gară din Petroșani. Pentru această gară din Petroșani, care până la urmă și la urmă, de când s-a făcut și până acum, nu i-a mai făcut nimeni nimic. Arată tot așa. Ba, între timp s-au degradat și peroanele, s-au degradat toate. Este o adevărată aventură să urci și să cobori din tren. Da. E și nostalgie, pentru că acolo mâncam la cantina aceea, mâncam ca și student. Locuiesc în cartierul Colonie al municipiului Petroșani și gara, poarta de intrare în Valea Jiului și în Petroșani, în comunitatea noastră de 130.000 de ani, de locuitori, e uitată pur și simplu. E, sigur că da, e inimaginabil după 26 de ani să-ți fie rușine că ai o astfel de poartă. Sigur că da, nu m-am aruncat de la început, am ridicat problema în Consiliul Local. Trebuie făcut ceva. Vocea Consiliului, a administrației publice locale ar fi avut o altă putere decât vocea unui singur consilier. După 2-3 ședințe în care tot am ridicat și nu s-a făcut nimic, am început cu petițiile. M-am adresat directorului general al regionalei CF Timișoara. Nu mi-a răspuns. M-am adresat ministrului. Mi-a răspuns un secretar de stat de la Societatea Națională de Căi Ferate, fără să amintească de ce ceream. Nu ceream altă gară. Norme simple de igienă, de securitate, de paviment, de peroane, de sală de așteptare, de climat în sala de așteptare, de iluminat pe pasarelă, de făcut balustradă pe pasarelă, strict să ajunge întreg și să plece întreg de la gară. Adică niște condiții omenești. Niște minim omenești și apă potabilă și igienizarea spațiilor care de depozitare de lângă stația CF Petroșani. Mi-a răspuns în solicitare că nu sunt banii în master planul de dezvoltare a infrastructurii Societății Naționale CF pentru Petroșani. Nu amintește nimic de absolut ce v-am povestit și în final spune că va rezolva dalele din halta Lunca Jiului și va realiza trecerile peste calea ferată de pe strada Timișoarei și din parcul industrial Livezeni, care nu s-au făcut. Asta a fost în septembrie. M-am adresat apoi Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Trebuie să vă spun, e cea mai serioasă instituție la care am făcut petiție. Mi s-a răspuns în termen de 20 de zile că tot ce am sesizat este adevărat și au aplicat regionalei CFR Timișoara cea mai mare amendă posibilă. Procesul verbal de constatare conține 5 pagini de probleme în gara Petroșani. 5 pagini. Alea sunt problemele. Erau de două ori mai multe decât le-am ridicat eu. Descoperite. Le-au dat amendă. Încărcat cu amenda asta, care nu rezolva pavimentul, căldura, sala și așa mai departe, m-am adresat Agenției Județene pentru Sănătate Publică. Pe ăștia i-am luat prin surprindere.
3 ore le-a trebuit ca să se consulte și să îmi răspundă la că ei nu se pot ocupa de gările din România în ceea ce privește sănătatea și igiena publică. Igiena și sănătatea publică. Pentru că între Ministerul Sănătății și Ministerul Transportului există un protocol. Și starea din aceste gări și din trenuri este rezolvată de serviciu medical din cadrul Ministerului Transporturilor. Și că petiția mea o va direcționa acolo. Au trecut 50 de zile și nu mi s-a răspuns. I-am anunțat și am mai făcut încă o petiție către acest serviciu. După încă 30 de zile, deci după 80 de zile în total, mi-au răspuns cu ceva, cum să zic, care m-a luat așa... Pe dumneavoastră prin surprindere acum. M-a luat prin surprindere, un răspuns șoc. Îmi mulțumește pentru implicare, îmi transmite că a sancționat regionala CF Timișoara cu avertisment și îmi prezintă un program că până în 31.12.2015 sala de așteptare va avea un climat și tot până în 31 decembrie va rezolva problema toaletelor. Iar problema peroanelor se va rezolva la finele trimestrului 3.2016. Drept să vă spun, în 1 ianuarie 2016 m-am dus în gară, nu era rezolvat nimic din ce a promis, dar m-a sunat adjunctul șefului de gară în 6 ianuarie. În 6 ianuarie, după 26 de ani de la Revoluție, era montată o instalație, o centrală electrică și era cald în sala de așteptare. Până atunci, iarna, oamenii stăteau la casa de bilete, care se mutase după pasarelă. Stăteau acolo și sigur că da, enerva și personalul, că se adunau, nu mai puteau să în orele de vârf. Sigur că m-am bucurat, atunci am anunțat și televiziunile, au fost și de la dumneavoastră care mi-au luat interviu și au văzut sala de așteptare. Era cald și în biroul șefului stației de gară, de CF Călătorii Petroșani. Și toaletele nu. I-am întrebat pe impegații de mișcare și pe lucrătorii. Domnule, unde vă faceți nevoile? Că nu e... Sunt două toalete ecologice într-un spațiu public de pe vremea lui Nicolae Ilaciuc. Omul ăsta care a jefuit, a cumpărat... Care a devalizat CFR-ul. Da, care probabil că de atunci se trage CFR-ul, a cumpărat șuruburi la preț de argint. Ăsta a dus toaletele ecologice în instituțiile publice din respectiv în gări. Zice, domnule Pascu, după vagoane, după trenuri. Vă dați seama e și în impegatul, zice, ne îmbolnăvim, parchetul e de 100 de ani, nu e schimbat, își cară impegat în gară de municipiu cu brațul de lemne ca să se încălzească. Nu vă puteți închipi. Și aș vrea ca să vă zic că între timp, dacă am văzut că au trecut 50 de zile și nu mi s-a răspuns, am anunțat Consiliul Local că voi face cerere de chemare în instanță la Judecătoria Timișoara, că acolo e sediul, numai acolo se poate. Voi da în judecată regională CFR Timișoara. Sigur că da, au fost și amuzamente și se creează amuzamente, discuții, oameni care nu interesează despre municipiu, despre ce mai se întâmplă cu gara, tot felul de ironii pe care le simți. În ceea ce privește procesul, sunt în faza în care au fost o groază de bani cheltuiți pentru... Nu am avut sprijinul unui tânăr avocat care am zis că nu... M-am dus la barou. Ajutați-mă. Nimeni n-a vrut să mă ajute. Toată lumea vrea bani. Zic, o să câștigați notorietate în municipiu, că sprijiniți o problemă publică. Am fost sprijinită de un fost coleg jurist și mai nou sunt ajutată de domnul avocat Tomescu. Claudiu Tomescu. Da. Denus Tomescu. Da. Mă rog. Și sunt în faza în care
regională CF a trimis întâmpinare la judecătoria pentru a nu se da curs procesului. Și noi răspundem acum la întâmpinare, o întâmpinare puerilă în care nu amintește de toalete, de sale de așteptare, de igiene, de pavimente, de peroane, amintește doar de stația audio, că și asta e o problemă. Nu asta, dacă ați fost ultima dată în gara, ați înțeles ce se zice pe stația. Nu înțelegi niciodată, nici măcar un peron. Și ei răspund în întâmpinare că e ok, funcționează corect. Și arată un proces verbal de control a stației. Da, domnul Pascu, vreau să vă întreb următorul lucru. De ce ați făcut acest lucru în nume personal și n-ați făcut-o în numele Consiliului Local? Am făcut în numele personal și ca cetățean și ca și consilier local. Dar nu era mai eficientă o hotărâre a Consiliului Local? Nu a vrut nimeni ca să se adune în jurul meu idei mele. Nu a venit nimeni. Hai că vin alături de tine. Hai că mergem împreună. Nimeni nu... Oamenii ăștia străiți în altă lume, nu sunt, sau ăștia nu circulă, nu se coboară să circule cu trenul sau să meargă prin gară. La valoarea lor n-au cum să coboară acum, la nivel de tren. Când te gândești că într-o stație dintr-un oraș, într-o gară dintr-un oraș turistic din Austria, în gară te poți echipa cu totul pentru munte, te ia mașina din gară, echipament, mâncare, absolut tot, loc la hotel, tot ce trebuie pentru a participa la viața de turist, de vizitator. La noi în gară, dacă te dai jos, te crezi într-o haltă de lagăr. Așa, ca și o paranteză, mă așteptam băiatul să vină în concediu din vest și a venit cu trenul Mangalia Oradea, un tren de 2 km, 20 ceva de vagoane, a mers în întuneric cu iarba până la piept. Oameni bătrâni veneau de la mare, bătrâni, mi-a rugat, vă rog frumos, de la un metru, că știți, dacă merge locomotiva până în Triaj, acolo distanța de la peron, de ce peron? Că nu este peron. De la vatre peste un metru. Și i-am ajutat împreună cu băiatul meu mai mulți bătrâni ca să-ți dea jos din tren. Ca să poți să circuli cu un trotter pe paviment este imposibil. Deci, până la urmă, veți merge la judecată. Da. Și sperați să reușiți... Sau... Eu sper să reușesc, pentru că nu cer o gară nouă, cer o asigurare, de fapt ce cer prin cerere? Cer asigurarea igienei și sănătății publice, securității cetățenilor care tranzitează această gară, respectiv paviment, peroane, apă, toalete, iluminat, asta în gară. Pe peron cer scaune și copertină și la fel și în halta Petroșani, în halta Luncajiului. Domnul Pascu, eu vă doresc să aveți succes, că ne-am bucurat cu toții ca să avem o gară modernă, demnă de anul 2016 și vă felicit pentru faptul că v-ați implicat și poate dă Dumnezeu și o duceți până la capăt. Pentru că mai avem aproximativ un minut, mai aveți o ultimă intervenție dacă aveți de transmis vreun mesaj, pentru că emisiunea s-a încheiat. Da, mulțumesc pentru această posibilitate. Vreau ca să adresez cetățenilor municipiului Petroșani că în continuare voi duce la bun sfârșit această activitate de consilier, încercând să rezolv toate problemele care mi se supun atenției, respectiv să le rezolv. Ca să le prezint administrației și să mă țin de administrație pentru a le rezolva, și având în vedere că suntem în preajma lunii martie, aș vrea să urez tuturor doamnelor și domnișoarelor din municipiul Petroșani și din Valea Jiului, familiei mele, mamei, soției, multă sănătate și liniște în ceea ce fac, o primăvară frumoasă și numai gânduri bune.
Domnule Pascu, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră. Ne oprim aici, din păcate timpul a trecut. Vă mai așteptăm și altă dată cu plăcere. Vă spun bună seara și să aveți o seară plăcută în continuare. Mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici pentru această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, dacă ne-ați urmărit, și sper să o fi făcut. Rămâneți în continuare alături de Capital TV. Să aveți o seară frumoasă. Vă spun la revedere.